Mesagerul, iată care sunt subiectele acestei ediții. Regimul secesionist de la Tiraspol a scumpit serviciile comunale pentru școlile românești din Transnistria. Biroul pentru politici de reintegrare a comunicat că această măsură nu a fost consultată cu guvernul. Detalii la Mesager. Regulamentul privind desfășurarea concursului pentru selectarea procurorului general va fi consultat cu experții din cadrul Comisiei Europene. Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a precizat că documentul a fost deja elaborat și conține mai multe modificări. O nouă secție de anestezie și terapie intensivă a fost deschisă la Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi. Aceasta a fost dotată cu echipamente moderne, iar numărul de locuri a devenit mai mare. Revenim cu detalii. Regimul secesionist de la Tiraspol a scumpit serviciile comunale pentru școlile românești din Transnistria. Biroul pentru politici de reintegrare a comunicat că această măsură nu a fost consultată cu guvernul și reprezintă un abuz și o discriminare. Colegul meu, Radu Osipov, a studiat acest subiect. Radu, bună seara! Te ascultăm! Bun găsit! Tiraspolul a încercat această scumpire încă la început de an, când a intrat în vigoare noul cod vamal, dar s-a răzgândit ulterior după intervenția guvernului. Regimul separatist încearcă să construiască un tablou în care se pară victima unor presiuni economice enorme, pe de altă parte refuză cooperarea în domeniul educației. Elevii din școlile românești sunt supuși înrolării în structurile paramilitare. Tiraspolul refuză să întoarcă înapoi sediile școlare pe care le-a confiscat în ultimii 20 de ani. Există hotărâri ale Curții Europene pentru Drepturile Omului care constată aceste abuzuri. Rusia are de plătit despăgubiri de peste 1 milion de euro pentru profesori, elevi și familiile lor. Asta pentru că, de fapt, Rusia controlează regiunea transnistreană. Acum, regimul separatist de la Tiraspol cere de 2 sau chiar de 10 ori mai mulți bani pe energie termică, energie electrică, gaze naturale, apă și canalizare. Biroul pentru politici de reintegrare a informat că va compensa împreună cu Ministerul Educației aceste cheltuieli. Radu, îți mulțumesc pentru aceste informații. Socialiștii și comuniștii au votat împreună cu majoritatea PAS noile cărți de identitate care vor putea fi folosite pentru a călători în Uniunea Europeană. Documentele vor fi emise în două limbi, română și în engleză, iar acest lucru a generat dezbateri pentru că legea prevede utilizarea unei limbi oficiale în Uniune. Totuși, Brexitul nu a afectat statutul european al limbii engleze, care este oficial în Irlanda și Malta. Domnul Ridman, amendament? Если я правильно понял, речь идет о том, что паспорт оформляется на двух языках. И вроде карта идентитета. На двух языках, правильно? Да. И один из них английский. Шатоль. Или язык члена Евросоюза. Deci în buletin pot fi folosite doar două limbi. Limba oficială, deci a statului emitent, așa. Și a doilea, deci o limbă din cadrul Uniunii Europene. Limba engleză fiind una din uz internațional. Великобритания сегодня не является членом Евросоюза. Română este limba a Uniunii Europene. Română asta e una. Și a doua. Și a doua este limba engleză. Asta este decizia. Независимо от того, что они не являются членами Евросоюза. Nu contează. Deci este o limbă... Asta e limba ONU. Da. Deci limba care este folosită în cadrul Uniunii Europene. Pilarc. Eu vă confirm, am fost pe acolo deci și... Irlanda, din cât cunoaștem, folosește limba engleză, nu folosește altceva. Rezultatul, vă rog. Toți vor carte de identitate europeană. Toți. Interesul poartă fiesul. Aceia le au deja... Românești. Să începi, da. Am uși verifică. Cartea de identitate care va înlocui actualul buletin va fi practic echivalentă pașaportului pentru că poate fi folosită drept document de călătorie peste hotare. În țările cu care Republica Moldova va stabili acorduri interguvernamentale, inclusiv statele membre ale Uniunii Europene. Agenția Servicii Publice va începe emiterea noilor acte de identitate peste un an. Opoziția parlamentară a solicitat, dar fără succes, audierea președintei Comisiei Electorale Centrale, Angelica Carman. BCS-ul și fosta fracțiune Șor susțin împreună cu CEC că... Susțin că CEC este politizat și fac trimitere la un raport al OSCE care recomandă schimbarea componenței autorității electorale. Conducerea CEC susține că raportul Organizației Internaționale este straniu.
Oficiul OSCE pentru Democrație și Drepturile Omului a recomandat revizuirea componenței Comisiei Electorale Centrale înainte de alegerile prezidențiale ca să nu existe influența politică a unui singur partid. Actualii membri au fost desemnați de fracțiunile parlamentare PAS și BCS. Raportul între majoritate și opoziție este 5-3. Noul cod electoral prevede alt mecanism de desemnare a componenței autorității electorale, care reduce posibilitatea controlului politic. Dar actuala componență are mandat până în 2026. Abia peste 2 ani vor fi aleși alți membri ai Comisiei Electorale potrivit noii metode. Așadar, președinta CEC, Angelica Caraman, a propus demisia in corpore, drept o soluție pentru inițierea alegerii unei noi componențe. Membrii CEC desemnați de comuniști și socialiști au calificat ideea drept presiune politică. Doi membri ACEC au raportat abuzuri, în raport cu ei, acțiuni de presiune și intimidare. De mulți ani nu am mai văzut asemenea cazuri. Considerăm că asemenea cazuri nu pot fi tolerate. Raportul OSCE care recomandă depolitizarea Comisiei Electorale Centrale în contextul alegerilor prezidențiale. Raportul OSCE are un caracter extrem de critic și evidențiază problemele serioase ale procesului electoral din Republica Moldova, ceea ce demonstrează lipsa de competență, lipsa de bună credință a Oficiului Electoral Central și angajamentul său politic. Raportul constată politizarea Oficiului Electoral. Raportul OSCE-ului pare straniu, potrivit vicepreședintelui CEC, Pavel Postica, pentru că standardele europene interzic schimbarea componenței Comisiei Electorale cu un an înaintea alegerilor. Situația de la CEC este exagerată intenționat, a declarat pentru Moldova 1 comentatorul politic Andrei Andrievski. Ca răspuns, am putea să-i prezentăm OSCE-ului reproșuri legate de modul în care monitorizează situația din Transnistria și cum a monitorizat Ucraina. În general, avem multe întrebări legate de această organizație, dar nu ne vom obosi să o facem. Pur și simplu vreau să vă spun că există multe și multe declarații. Există un segment controlat de șor, care reușește să transforme orice în agenda informațională. Tot astăzi, secretarul Comisiei Electorale Centrale, Alexandru Berlinski, a scris pe rețele că renunță la mandatul CEC din motive personale legate de viața lui privată. El a fost desemnat acum 3 ani de fracțiunea PAS. Anterior lucrase tot la Comisia Electorală în direcția Management Alegeri. Recent, din cadrul CEC a plecat și Ludmila Lupașco, la fel delegată de PAS. În locul ei, Parlamentul a numit-o pe Rita Lefter Simașco. Dosarul Punga Neagră, în care fostul președinte Igor Dodon este acuzat de corupere pasivă și de acceptarea finanțării Partidului Socialiștilor de către o organizație criminală, nu va avea curând o finalitate. Centrul Național de Expertiză Juridică, care urmează să verifice autenticitatea imaginilor, în care Dodon primește de la fostul lider democrat Vlad Plahotniuc o pungă în care se presupune că ar fi bani, a anunțat că procedura va începe în luna martie anului viitor. Potrivit instituției, cheltuielile pentru expertiză vor fi achitate de liderul PSRM și constituie aproape 90.000 de lei, solicitați pentru o reacție responsabilii de la Ministerul Justiției, în gestiunea căruia se află centrul. Ne-au declarat că instituția dispune de un singur expert care poate realiza verificarea. Aceștia au mai precizat că în prezent sunt mai multe cereri în așteptare. Regulamentul privind desfășurarea concursului pentru selectarea procurorului general va fi consultat cu experții din cadrul Comisiei Europene. Anunțul a fost făcut de către președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, care a precizat că documentul a fost deja elaborat și conține mai multe modificări. Principala prevedere este că membrii CSP vor trebui să argumenteze punctajul oferit fiecărui candidat la funcția de procuror general. În caz contrar, nota neargumentată ar putea fi exclusă, iar media calculată din punctajul celorlalți membri. Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, a mai precizat că o altă modificare care a fost introdusă este afișarea publică a borderoului cu punctajul oferit de către membrii CSP pentru fiecare dintre candidați. Noile măsuri au fost introduse pentru a exclude situațiile anterioare când unul dintre pretendenți a fost depunctat neargumentat, dar și pentru mai multă transparență. Ca să excludem situații similare pentru viitor, legea prescrie oferi notă, argumentezi, atât în scris cât și în cadrul deliberărilor. În situația în care un membru al Consiliului nu argumentează în scris și în cadrul deliberării nu își argumentează poziția de ce a oferit o notă sau alta,
membrii Consiliului ar putea, prin votul majorității absolute, decide excluderea punctajului neargumentat, nejustificat și a forma media finală din notele celorlalți membri CSP. Totodată, președintele CSP a mai anunțat că imediat ce vor primi aprobarea de la Comisia Europeană a noului regulament, va fi anunțat un nou concurs pentru selectarea procurorului general. Suntem în dialog constant cu Comisia Europeană și ne propunem în cel mai scurt timp, la început perioadei lunii aprilie, să anunțăm concurs astfel încât până la finele lunii mai, sper eu, să avem concursul ăsta încheiat și candidatul transmis Comisiei Vetting. Anterior, Consiliul Superior al Procurorilor a avut două tentative de a alege un procuror general cu atribuții depline. În primul caz, acest exercițiu a eșuat deoarece au aplicat doi candidați. Ulterior, CSP a organizat un nou concurs la care s-au înscris 6 candidați, iar câștigător a fost desemnat șeful adjunct al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovski. Totuși, acesta nu a ajuns să ocupe fotoliul de procuror general, deoarece concursul a fost anulat pe motiv că unul dintre candidați, mai exact Ion Munteanu, a fost depunctat argumentat de către unul dintre membrii CSP. Funcția de procuror general este vacantă din luna septembrie a anului trecut, atunci când procurorul general suspendat Alexander Stoianoglu a fost demis din funcție printr-un decret prezidențial. O nouă secție de anestezie și terapie intensivă a fost deschisă la Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi. Astfel, aceasta a fost dotată cu echipamente moderne, iar numărul de locuri a devenit mai mare. În total vor fi disponibile 13 paturi, iar medicii spun că în noile condiții vor reuși să ofere asistență tuturor pacienților aflați în stare critică. Secția ATI tratează anual peste 700 de pacienți. Anterior, aceasta avea capacitatea de 6 paturi. Acum, toate sălile au fost dotate cu mobilier și tehnică performantă de ultimă generație. Secția a fost dotată cu absolut tot echipamentul nou, începând de la reparații și ventilare, sistem de ventilare HEPA-filtru se numește, până la și la utilajul de ventilare care sunt în spatele meu. Urmează să fie dotate și cu paturile noi. La momentul de față sunt paturile din COVID, dar toți sunt noi cu 1-2 ani de zile. Am avut momente când, din cauza lipsei de paturi, de terapie intensivă, eram nevoit să amânăm intervențiile chirurgicale mai majore, mai voluminoase, numai din acela singur motiv, când avem paturi în perioada post-operatorie. Acum, speranța, desigur, că este mult mai mare, având acest număr mai mare de paturi. Directorul spitalului, Vasile Guzun, spune că în următoarea perioadă urmează a fi renovate și alte secții. Renovarea secției, dotarea acestei secții, este important absolut pentru toată țara. După cum am și spus, instituția noastră acordă asistență medicală în jur la 25.000 de pacienți anual. Medicina, care progresează permanent și mai ales o instituție municipală, o instituție strategică, are nevoie de investiții permanente. Spitalul va fi dotat în timpul apropiat cu un tomograf computerizat performant. Am asigurat-o cu tot ce este necesar, începând de la reparații capitală și multe altele care s-au efectuat aici în cadrul acestui proiect a Băncii Mondiale, care este răspuns de urgență la COVID-19. Sunteți colegii noștri și aveți nevoie de instrumente serioase pentru ca să deserviți pacienții și să furnizați servicii medicale de calitate înaltă. O să continuăm să investim în instituțiile de sănătate, să aducem cele mai bune, cele mai performante echipamente, dotări, pentru că asta este investiția în viață, în ziua de mâine. Investițiile s-au făcut pornind și de la acea nevoie de investiție, pentru că utilajele erau învechite, respectiv infrastructura era la fel învechită, de aceea și primăria a investit în ultimii ani circa 17 milioane lei doar în reparații, în îmbunătățirea condițiilor. Reparația capitală a secției ATI a fost realizată în cadrul proiectului Băncii Mondiale Răspuns de Urgență la COVID-19 în Republica Moldova. În total, pentru repararea secției s-au acordat peste 20 de milioane de lei.
Ion Ciobanu a criticat guvernarea la Consiliul Europei. Primarul Capitalei susține că municipalitatea este sub presiune financiară și nu primește bani suficienți din bugetul de stat. Pe de altă parte, Ciobanu irosește banul public, au reacționat consilierii din PAS. Colega mea, Victoria Pădure, știe detaliile conflictului. Bun găsit! Ion Ciobanu a vorbit la Strasburg la Congresul Autorităților Locale de la Consiliul Europei despre relația tensionată între guvern și municipalitate. Așadar, primarul Chișinăului a declarat că, deși guvernarea i-a delegat competențe, nu i-a alocat resurse financiare și a dat exemplul majorărilor de salarii pentru angajații din primăriei, peste 150 de milioane de lei, care trebuie plătiți din contul bugetului municipal. De altfel, Chișinăul nu are un buget aprobat pentru 2024, iar consilierii municipali din PAS consideră că Ion Ciobanu trage intenționat de timp ca să poată folosi după bunul plac banii publici. Primarul Capitalei irosește resursele financiare, merge în deplasări, face politică externă, face atacuri nefondate, numai nu gestionează treburile edilitare, a declarat Zinaida Popa de la PAS. Armata Națională desfășoară noi antrenamente cu rezerviștii forțelor armate. Timp de 5 zile aceștia sunt instruiți să folosească armamentul și tehnica din dotare. Totodată participanții la exerciții practică deplasarea pe câmpul de luptă, reacția la contact cu adversarii și manipularea dronelor. Acordarea primului ajutor face parte din antrenamentul rezerviștilor. Mai întâi aceștia își dezarmează camaradul rănit, verifică dacă este conștient și apoi îi aplică un garou pentru a opri pierderea de sânge. I-am aplicat bandajul compresiv pentru a opri hemoragia definitiv. În ziua de cu zi, orice poate să întâmple, la nevoie, acord primul ajutor medical, asta e prioritate. Antrenamentul mai include tragerea de luptă și măsurile de protecție în cazul unui atac cu arme biologice. Important este exercițiu. Exercițiu pentru noi este ceva nou, pentru că noi am fost pregătiți majoritatea la catedra militară sau pregătire veche la persoane mai vârstnici și totuși s-au schimbat tacticile un pic și acum exercităm tacticile noi. Atunci când inamicul folosește arma de bacteriologică, chimică, noi trebuie să fim pregătiți ca să reacționăm la comandă, ne echipăm, după care noi să fim siguri, masca contra gazelor, costumul de protecție ne protejează anume de arma chimică, biologică. N-a fost greu nimic, e mai mult că interesant. Să știm ce înseamnă asta, să trecem. Când treci singur, atunci înțelegi. Prima dată la aceste exerciții, când am făcut armată. Rezerviștii spun că, deși este unul dintre cele mai complicate și zgomotoase exerciții, tragerea din tun rămâne a fi cea mai interesantă parte a antrenamentelor. Exerciții de antrenamente pentru, rog, părare patrie. Suntem mereu la datorie, emoțiile sunt mari, răbdare, putere și grijă. Capul a plecat, închizi urechile în sine, te deprinzi, fără căști. Pentru mine nu este prima dată, de-am acum este a doua, noi am avut exerciții cu România. Prima dată, spun sincer, când eram la România, de la prima salvă n-au auzit nimic, dar acum ne-am deprins. În cadrul brigăzii numărul 2 de la Bulboaca, rezerviștii sunt antrenați anual. Peste 230 de participanți au demonstrat că pot mânui tehnica din dotare. Avem rezerviști infanteriști și artileriști pentru anul acesta. Dumnealor au început cu ședințe teoretice, după care au avut ședințe practice, care au culminat cu executarea tragerilor din armamentul de infanterie. După cum ați văzut și dumneavoastră în teren, sunt destul de pregătiți și 3 zile le-au fost destul ca să execute tragerile efectiv. Din discuțiile cu rezerviștii am observat că sunt satisfăcuți cu ceea ce fac, dar pentru mine este principal să observ că scopul care ne l-am propus să instruim rezerva activă a forțelor armate este atins. Vedeți ce echipamente au militarii în termen, militarii rezerviști, toți sunt îmbrăcați, încălțați, au veste de protecție de ultima generație. În cadrul Armatei Naționale, asemenea instruiri sunt organizate în lunile aprilie, mai, iunie și septembrie.
Deputații au ținut un minut de reculegere în memoria victimelor atentatului terorist de la periferia Moscovei. Soldat cu 143 de morți și aproximativ 100 de persoane date dispărute, președintele Parlamentului Igor Grosu a transmis condoleanțe familiilor îndurerate și a condamnat ferm atacul, care este cel mai grav de pe teritoriul Europei, revendicat de gruparea jihadistă Stat Islamic. Condamnăm cu fermitate atacul terorist din Moscova și transmitem condoleanțe tuturor familiilor celor decedați în atacul terorist. Colegi, propun un minut de reculegere. Menționăm că, potrivit Ministerului de Externe, printre victimele atacului terorist de la Moscova este și o femeie originară din regiunea transnistreană. Între timp, bilanțul morților a crescut la 143, potrivit unui raport transmis de autoritățile ruse. Chiar dacă gruparea Stat Islamic și-a asumat responsabilitatea pentru acest atac, președintele rus Vladimir Putin a declarat că în această acțiune ar fi fost implicată Ucraina. Liderul de la Kremlin a mai spus că pentru presupușii atacatori a fost creat un coridor pentru a intra în Ucraina. Kievul a respins toate acuzațiile și a declarat că acestea nu au nimic în comun cu realitatea. Și Statele Unite ale Americii au anunțat că nu există dovezi care ar demonstra implicarea Ucrainei în atentat. Între timp, rușii au bombardat regiunea Kharkov, unde în urma loviturilor a fost ucis un copil de 12 ani, iar alte 16 persoane au fost rănite. În urma atacurilor au fost avariate mai multe locuințe, o școală și o grădiniță. Oamenii legii din Ucraina au pornit o anchetă preliminară pentru încălcarea legilor de război și pentru omor premeditat. Atacuri au avut loc și în regiunile Odessa, Dnepropetrovsk și Zaporojie. Invadatorii au țintit din nou infrastructura critică și cartierele rezidențiale. Rusia a bombardat din nou orașul Kharkov, iar loviturile au provocat pagube extinse. Spitalul de urgență a fost avariat, la fel și mai multe clădiri rezidențiale. Localnicii au fost luați prin surprindere. Eram culcați, ne odihneam, cineva folosea telefonul, cineva dormea. S-a auzit un zgomot intens, era întuneric, am simțit praf în ochi, capul a fost străpuns de o durere acută, sângele a răbufnit. Am fugit afară, în timp ce ieșeam, ne-am dat seama că a fost o lovitură. Când am ajuns în stradă, am văzut un cadavru lângă intrare și am simțit miros de gaz. În regiunea Zaporojie, în urma bombardamentelor, două femei au fost rănite. Un incendiu a izbucnit într-un sector rezidențial în urma căderii resturilor de drone. Cel puțin 5 case au fost distruse, iar alte 40 avariate. Zeci de gospodării au rămas fără curent electric. M-am trezit când ceva a căzut peste mine. Nu mai puteam să respir. Am început să mă mișc și am văzut că tavanul se prăbușise. Apoi m-am așezat pe canapea, m-am uitat în jur și am văzut flăcări în camera de alături. M-am gândit să ajung cumva acolo să-mi iau niște lucruri, pentru că eram desculță, dar totul era distrus și nu mai erau pereți. Toate ferestrele, acoperișul sunt distruse, după cum puteți vedea. Ușile sunt smulse, cotețul a fost avariat. 26 din cele 28 de drone Shahed lansate au fost doborite, anunță armata ucraineană. Aparate fără pilot au fost doborite în regiunile Odessa, Kharkov, Dnipropetrovsk și Zaporojie. De asemenea, ocupanții au lovit cu 3 rachete de croazieră și rachete antiradar lansate din apele Mării Negre, precum și rachete antiaeriene ghidate S-300 lansate din regiunea Donetsk. Rusia și-a intensificat atacurile în ultimele zile, lansând mai multe rachete asupra capitalei Kiev și lovind infrastructura energetică din întreaga țară, aparent ca represalii la atacurile ucrainene asupra regiunilor rusești de frontieră. Sub foc constant a fost noaptea trecută și regiunea rusă Belgorod. Autoritățile locale susțin că ar fi respins toate atacurile, în timp ce presa rusă scrie că, în urma atacului, o mașină a luat foc, iar un bloc rezidențial a fost avariat. Polonia și Ucraina continuă să caute soluții în conflictul lor privind produsele agricole ucrainene și blocarea frontierei comune de către fermierii polonezi. Premierul polonez Donald Tusk a salutat pasul înainte în rezolvarea diferendului agricol în urma unei întâlniri la Varșovia cu omologul său ucrainean Denis Șmihal. Oficialul de la Kiev a menționat că sunt progrese în ceea ce privește deblocarea rutelor de export de cereale la granița cu Polonia, dar va mai dura până se va ajunge la un acord.
Astăzi pot spune că facem cu siguranță progrese în ceea ce privește ridicarea blocadei, dar mai ales în ceea ce privește rezolvarea tuturor problemelor critice care duc la astfel de blocaje. Planul nostru nu este pus în aplicare atât de rapid pe cât ne-am dori, dar cu siguranță avem tendințe pozitive, cu siguranță este o dinamică pozitivă. Este important să păstrăm această dinamică și să mergem mai departe. Europa nu va fi în siguranță fără o Ucraina liberă, a scris Donald Tusk pe rețeaua socială X după întrevederea cu omologul său ucrainean Denis Șmihal. Acesta din urmă a scris pe Telegram că el contează pe un dialog pragmatic și constructiv și pe elaborarea de soluții eficace. Întrevederea între cei doi prim-ministri va fi urmată de consultări interguvernamentale în prezența mai multor miniștri din cele două state. Discuțiile vor viza probleme legate de agricultură, dar și de infrastructură, energie, securitate și cooperarea industriilor de apărare din cele două țări. Polonia se numără printre cei mai fermi susținători ai Ucrainei de la declanșarea ofensivei ruse, însă relațiile dintre cele două țări au fost afectate în ultimele luni din cauza unor dispute comerciale privind tranzitul de cereale ucrainene, care se bucură de condiții privilegiate din partea Uniunii Europene, iar fermierii comunitari susțin că în acest mod le sunt afectate afacerile. În septembrie, Polonia a prelungit embargoul asupra cereale ucrainene, sfidând astfel Bruxelles-ul, care anunțase anterior ridicarea restricțiilor. Din februarie, agricultorii polonezi protestează în întreaga țară, opunându-se importurilor de produse agricole din Ucraina și măsurilor de mediu ale Uniunii Europene. Polonia a inițiat o operațiune care vizează o rețea de spionaj rusă, în timp ce Republica Cehă își extinde sancțiunile împotriva Kremlinului. Cehia, de asemenea, a anunțat anterior că a demascat o rețea finanțată de Moscova, care răspândea informație propagandistă prorusă chiar și în Parlamentul European. Între timp, un diplomat rus a fost expulzat din Letonia pe motiv că a discreditat statul leton și a incitat la ură. Evenimentele au fost urmărite de colega mea, Mihaela Kulcinski, care vine cu mai multe detalii. Bun găsit! Serviciile de securitate poloneze, în cooperare cu serviciile de informații din Cehia, au deconspirat o rețea de spionaj rusă. Potrivit presei internaționale, scopul rețelei era de a slăbi poziția Poloniei pe arena internațională și de a pune în aplicare obiectivele Kremlinului în politica externă. Mai mult, pentru atingerea acestui scop au fost create pagini web cu acoperire internațională care să promoveze interesele prorusești, inclusiv cele legate de războiul din Ucraina. Acum au loc percheziții la Varșovia și într-un oraș din vestul țării pentru a investiga cazul. Acțiunile vin la o zi după ce Republica Cehă a distrus o rețea majoră de propagandă rusă și după ce la începutul acestui an un cetățean polonez a fost suspectat de spionaj în favoarea Rusiei, scrie presa internațională. Premierul ceh Petr Fiala a declarat că rețeaua care lucra în favoarea Kremlinului avea un impact negativ asupra securității țării sale și a Uniunii Europene. În acest sens, Cehia extinde sancțiunile împotriva Rusiei, potrivit prim-ministrului ceh. Au fost incluse noi persoane pe listă care au vrut să câștige influență în UE. Este vorba despre Victor Medvedciuc și Artyom Marchevski, care au legătură personal cu președintele rus Vladimir Putin. Cei doi sunt susținători ai politicii proruse în Ucraina și au gestionat o serie de rețele de influență în Federația Rusă. Totodată, aceștia au încercat să câștige influență politică în mai multe țări europene înainte de alegerile parlamentare europene. My jsme se tímto krokem rozhodli zasáhnout. Cu acest pas am decis să distrugem o rețea prorusă care încerca să dezvolte o operațiune de influență pe teritoriul nostru cu impact grav asupra securității Republicii Cehe și Uniunii Europene. Scopul acestui grup a fost de a desfășura acțiuni și activități pe teritoriul UE împotriva integrității teritoriale și a suveranității și independenței Ucrainei. Na území Evropské unie akce a činnosti proti územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.
Totodată, guvernul leton a expulzat un diplomat rus. Angajatul ambasadei ruse a discreditat statul leton și a incitat la ură, așadar a fost declarat indezirabil și are la dispoziție 10 zile ca să plece din Letonia, unde locuiește o comunitate largă de ruși, aproximativ 25% din populație. După declanșarea invaziei pe scară largă împotriva Ucrainei, guvernul leton a desemnat Rusia drept stat care sponsorizează terorismul. Continuăm cu alte subiecte. Sustenabilitatea în mediul de afaceri și digitalizare au fost subiectele dezbătute joi la Chișinău în cadrul unei conferințe organizate de către Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova. Peste 150 de investitori de peste Prut, bancheri, dar și experți străini au povestit oamenilor de afaceri, dar și celor din mediul financiar din țara noastră despre conceptul ESG, Environment, Social and Governance. Acest concept vine să evalueze practicile de afaceri și performanța la capitolul sustenabilitate. La discuție a participat și guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Aceasta a accentuat importanța modernizării sectorului financiar și implicarea Băncii Naționale în promovarea acestui deziderat. Un exemplu în acest sens a fost lansarea plăților instant MIA și aderarea la zona unică de plăți în euro. Ne dorim o transformare digitală, cuprinzătoare și eficientă a sectorului financiar și, de asemenea, inclusivă. Cercetarea, inovarea, digitalizarea sunt deziderate și priorități în planul strategic al Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2025. Digitalizarea în ziua de astăzi nu mai este o opțiune, ci o necesitate imperativă. Banca Națională a Moldovei are un rol activ în promovarea și implementarea soluțiilor tehnologice avansate. Și ambasadoarea Marii Britanii la Chișinău a împărtășit din experiența Regatului Unit în procesul de digitalizare a sistemului bancar. Experiența Marii Britanii a demonstrat puterea utilizării tehnologiilor pentru a promova eficiența în serviciile financiare. Sectorul financiar al Marii Britanii reprezintă 40 de milioane de lire din economia țării. Experții spun că mediul de afaceri din Republica Moldova va beneficia de sprijinul și experiența altor țări, în special din partea României. Am organizat evenimentul ăsta pentru că am considerat că trebuie să educăm business mediul din Republica Moldova și să dăm din experiența care noi am acumulat în alte țări. O să venim cu multe exemple de practici care deja s-au implementat la alte țări, în România și în Uniunea Europa. Vom prezenta bune practici și modul în care ei se pot alinia astfel încât să răspundă acestor noi criterii, care nu trebuie privite doar ca pe o provocare, dar și ca pe o oportunitate de a-ți atrage clienții, de a reține talentele, de a-ți crește cifra de afaceri. În cadrul conferinței s-a discutat și despre dezvoltarea sustenabilă în sectorul energetic și impactul politicilor implementate în acest domeniu în Republica Moldova. Câteva legi și politici sau și măsuri pe care noi le promovăm și au un impact real pentru companiile de la noi din țară. Deci, în primul rând, este legea 282 cu privire la performanța energetică a clădirilor, adoptat în anul trecut, și în această lege noi avem un set de obligații. Al doilea aspect, de exemplu, vorbim și de obligația pentru instituțiile publice de a avea la fiecare al 10-lea loc de parcare un charging point, deci un loc de punct de încărcare electric pentru mașini electrice. Evenimentul a fost organizat de către Prima Școală de Afaceri din România împreună cu Asociația Investitorilor din România și Republica Moldova. Sărbătoarea deosebită la cel mai vechi muzeu din Republica Moldova, cel de etnografie și istorie naturală. Aici a fost expusă în premieră o colecție de scoarțe tradiționale românești din patrimoniul Muzeului Național al Țăranului Român din București. Evenimentul face parte din suita de acțiuni consacrate aniversării celor 106 ani de la unirea Basarabiei cu România. Melodii
melodiile interpretate de ansamblul Ștefan Vodă de la Căpriana s-au întrețesut firesc în atmosfera evenimentului expozițional. Vizitatorii au privit, au comentat scoarțele și s-au minunat cum vechea tradiție este perpetuată în diferite zone etnografice. Deși au multe în comun, există și diferențe în arta țesutului, spun vizitatorii. Acestea scoarțe au o altă tehnică de țesut, o tehnică liberă și îmi plac foarte mult după compoziția care o au, că joacă mereu ritmurile între flori, frunze și cu lucruri valoroase și cu simboluri și mesaje. Întrânsele este o dragoste foarte mare și care înțelege și care muncești la ele, toată viața îți pui într-un covor și îți place și e foarte frumos și e multă muncă. Foarte pline de viață, sunt majoritatea soltenești, dar sunt și din alte zone. E un eveniment excepțional pentru Republica Moldova, că scoarțele din Muzeul Țăranului din București au ajuns la noi. Sunt expuse 21 de scoarțe din toate provinciile românești, inclusiv din Basarabia. Avem scoarțe de secol XIX, ne reprezintă practic epoca de aur a scoarțelor românești, au fost colorate cu culori obținute din plante. Avem multe de Oltenie care sunt foarte valoroase, sunt spectaculoase, sunt adevărate grădini de flori. Este o horă a covoarelor, a scoarțelor și este dedicată celor 106 ani de la unirea Basarabiei cu România, dar și celor 135 de ani de la fondarea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Expoziția pune în valoare scoarța, element al culturii tradiționale românești înscris la 1 decembrie 2016 în lista reprezentativă UNESCO într-un dosar comun al României și Republicii Moldova. Vizitatorii vor avea posibilitatea să descopere frumusețea scoarțelor, tehnica de țesut a covorului românesc, ca parte a patrimoniului universal, până pe 23 iunie. Doamnelor și domnilor, mesagerul se încheie aici. Urmăriți în continuare datele despre vreme și știrile din sport. O seară cât mai liniștit alături de cei mai dragi. Pe curând!